sermões em nós textos, se ocupau cu păstoritul, creșterea animalelor. Și prima armă care a fost pentru ei a fost bâta. Și o făceau cu măciucă pentru a apăra animalele de animale sălbatice. Dar până la urmă, fiind inventiv, ce s-a gândit ca să o facă să și cântă? Și în acel moment vreau să vă demonstrez că totuși bâta și cântă.